Normal, fratele, și mă găsesc la un nou episod de pe acest canal, un nou episod de seria noastră de San Andreas Multiplayer. Aici suntem în conferință cu Argato. Salutare, băieții. Cel care stă și pe G. Ca așa de început am vreau să vă spun că... Deci am postat eu videoclipul anterior cu test logo, care am primit comentarii negative, fraților. Deci negative. A adunat 85 de vizualizări și nebun într-o zi. Este o adevărată legendă, mă. Face ca, bă, face ca ăla de la taxi, 2000 de vizualizări, 2000 jumate. Cum ar fi? Face. Deci, vreau să vă spun la ăștia care în continuare ați început și astăzi, bă, ești nemernic. Mamă, fii atent cum mi-au zis ăștia, fii atent. Uite așa m-au început. Ne-ai luat funcția de co-leader în FBI, că am vorbit cu Mihai ceva, și ai postat testul de ciudă, unul la mână, doi la mână, ce am mai spus? Bă, ești nemernic. Așa mi-a zis, vine unul la mine, bă, ești nemernic. Și că, bă, așa faci, mă, postezi teste. Nu știu, se pare o chestie destul de ok că postezi testele. Și care e faza? Dar știi care e faza, nu? Am vorbit cu Mihai, liderul de la FBI, și a zis că n-are nimic împotrivă, un la mână, știi de ce, nu? Pentru că e testul vechi, frate. Nu e testul nou, e testul vechi. Adică testul vechi, că înainte să se schimbe regulamentul. Bine, dacă răspunzi corect la toate întrebările, nu sunt întrebări care nu acum nu se mai află. Sunt vreo 3, 4, 5 întrebări care și acum există în testul FBI. Da, generală, da, ușoară. Dacă unul merge pe contrasezi, ce dracu îi faci? Adică îți dai seama că nu e permisul, că ești în FBI, știi ce zic? Și da. Chestia asta, la fel cu oameni și la fel. Știi? Astea sunt de logică. Înțelegi? Exact. Și plus de asta îi ajut și pe alții să spună. Da, asta îi ajut și pe alții, mai ales că au început mai mulți. Adică nu acum, nu pot să spun că ieri sau alaltă mi-au zis. Dar mi-am adus aminte că, bă, stai mă că am filmat pe laptop testul de FBI. Hai să-l postez. Oricum ieri n-aveam, mă durea puțin în gât și n-aveam chef să postez un videoclip. Știi? Și... Da. Asta e faza. După ce că am vorbit cu Mihai și mi-a zis omul că, bă, frate, n-are nimic, poți să-l pui, e ok. Au venit câțiva admin, adică nu dau nume, colegi din FBI, care nici nu dau nume, dacă le câștig cine e. Da. Și... testor din FBI, de numai și el, adică nu testor, că e Ioana. Nu mai știu cine, unul din FBI, bă, nu știu ce, și chestia mi-au spus pe Discord la FBI, pe Discord la FBI 1. Și așa, singurii care au și-au dat seama că, până la urmă, nu e nimic greșit, este Franche și cu... Și cu ăla, cu Larson. Îl știi pe ăla, să forță o literă năgă, da? Da, da, după, aia, când era 1000 din 1000 direct cu serverul. Pe vremea lui Aki și chestia astea. Ăștia au fost singurii care au știut că, bă, frate, nu e nimic, știi? Adică nu e nimic special să faci asta. Adică nu e de supărare, știi? Dar au început ăștia pe Slack, că e nenorocit, că postez teste, să intre toți nobi în facțiune. Bă, deci până la urmă, dacă intri într-o facțiune cu testul ăla, îți dai seama că dacă ai intrat și nu știi nici eu, mai deci pe trei din trei, două zile, maxim două zile, știi? Că n-ai cum să faci raportul, dai wanted record, nu știi să dai wanted, arestezi robbery și multe, faci o grămadă. De ce spun eu că intră în facțiune și dacă se face, nu știu, face de o sancțiune de una, două, învață regulamentul ăla. Dar nu știu, mă, ce au început așa să facă, să vezi cum mă înjurau. Mamă, deci de parcă, doamne, parcă am dat testul de helper. Și pe ăla l-am... Ăla nu l-am filmat, că mi-era frică că îmi dă creș pe Nikemu și nu mai filmez alea de la sfârșit. Deci dacă nici dacă îl puneam pe ăla nu ieșea, pentru că până la urmă alea sunt random. Ce le pune adminii, nu... Știi? Uite, dacă vrei să cumperezi un billboard. Să dea intrare. Bă, deci dacă era pe form, bă, dacă era pe form ceva gen... Gen, nu știu cum să ți explic. Dacă era pe form gen, dacă se dezvolie testul de intrare în facțiune, va primi respectivul un invite din facțiune, bă, nu spuneam, știi? Dar nu e mai nimic pe form, mai ales după ce că am vorbit cu liderul și a zis că, bă, frate, e ok, nu e nicio problemă. Nu trebuia să sară ăștia pe mine, adică, na. Nu știu, e foarte paiurea. Adică orice membru, deci uite cum ai fost tu, ai intrat în LSPD, poți să filmezi testul, că na, nu e greu să apeși pe... apeși pe o tasă și să filmează bandicam-ul sau frapsă sau cu ce filmezi, înțelegi? Apeși pe o tasă, filmezi, pac, am intrat în facțiune, pac, am pus testul. Ce atât de greu, a ajuns și altă persoană și na. Mai ales, bă, deci dacă, hai, bă, hai să zic că dacă era testul bun, nu. Mai aveau poate motive. Nu da, mai aveau motive, zici, bă, e testul bun. Deja, păi ăștia știu tot testul, știi? Dar aici știu câteva întrebări, 5-6 întrebări. Oricum, dacă i-am zis un Mihai, bă, Mihai, dacă e ceva împotrivă și poate n-au să... Să uit 40 de persoane, 50 de persoane la videoclipul ăsta, dau un exemplu. Și aia aplică în FBI și știu testul, știi?
Și după aia se oflă facțiunea cu full de nabi, ca să zic așa. Și acordă aia one to two, one to two. Nu știu. Dar e vrăjea, la până la urma urmei fiecare are dreptul. Da, și Larsen și Frankie mi-au spus în felul următor că până la urmă Baghetto are nevoie de membri în facțiune. Nu știu, exact. trebuia să fiu încurajat pentru asta, nu să fiu ba de jocărit. Criticat. Și criticat. Da, mamă, dar să zici cum făceau ăștia să mor. Și câțiva ani, dacă nu mai dau acum nume. După aia am vorbit cu ei și au zis, e cel vechi, ok. Scuze-mă, știe? Dar nu dau nume, că eu aiurea să fac un videoclip și să dau nume. Da, și oricum, indiferent. Bă, deci indiferent, acum dacă mă duc pe Blue, filmez un test și îl postez. Pentru că am văzut că, na, atrage la persoane, prins foarte multe like-uri și na. Dacă ce vă place, asta postez, știi? Da, este alegerea ta, ce, până la urma urmei. Nu exact. Poate nimeni să-ți spună să faci și ceva și tu să nu vrei. Dacă tu vrei să-l postezi, îl postezi, ce pula ta. Și începutul, na, cred că mulți dintre voi știți începutul. Adică, na, am ieșit pe 3 din 3, bine, n-am ieșit pe 3 din 3, aveam posturi de 3 din 3, am dat crew liniștit. Regret asta și mi-asum totul, pentru că eu am făcut DM, nu am făcut nimeni altcineva. Și, bă, frate, am vorbit în ziua aia cu Mihai, vreau să mă duc în taxi prima dată, dar am zis, bă, hai să nu se ducă pe pulă zilele astea în pădă, știi, și să mă duc în taxi, aiurea, știi? Că cu taxi la eu nu ți-am vrut și am zis, hai mă, că mă duc în FBI. Aveam de ales între FBI și NG. NG aproximativ era full, bine, și FBI-ul era aproximativ full. Și m-am gândit, bă, hai mă, în FBI, vorbesc cu Mihai în seara aia, bine, bine, hai, par, frate. M-a acceptat, bă, am stat puțin, nu puteam să aplic, mă. Am șters budget points-urile, am șters astea FP-urile, faction points. Și am aplicat, da, trebuie să mă aștept, am așteptat un sfert de oră, cred că. Și după aia, pac, da. Am aplicat. Apoi am vorbit cu Hago. Hago a zis, bine, stai să mă duc la aplicație să văd dacă e acceptată. Și n-am mai intrat pe joc. Nu știu ce dracu a făcut, n-am mai intrat pe joc. Și cu Ioana la fel, ăștia sunt doi care pot să dau testul, care au testul cel nou, nu testul ăsta. Da, da, da. Și Ioana mi-a zis după test, după ce am dat testul, că adormea, adică a dormit. Înțelegi? Uh-huh. Dormea în momentul ăla. Și după aia am zis cu Mihai, ha mă Mihai că trebuie să ies și chestii de-astea. Și oricum n-am ieșit că am mai stat o oră și am făcut raportul pe două săptămâni. Că sunt puține, știi? Și am zis, mai bine mai că dau, dar vezi că n-am testul ăla nou. Am un test mai vechi ca la care le aveam înainte, să se schimbe regulamentul. Bine, mă, dăm cu ăla, nu e nicio problemă, dar cu ce test verit-o. Și am dat cu ăla și l-am postat pe canal, ăla care l-am postat pe canal, știi? Da, și, da. Na, au adunat atât și atât și atât. Ca idee. Și am uitat o facțiune și totul ăsta, am vrut să o pun în seara respectivă, dar am mai postat videoclip, știi, când postezi un videoclip, ia iurea să postezi două pe zi, că nu cred că se uită două persoane, adică o persoană se uită două videoclipuri la tine pe zi. Hai că o zi te mai, hai că se mai uită așa de cât când, da, două, ia iurea. Mendezule, când ești tu lider? Dacă iau, dacă e. Ia. Ce părere ai despre liderul nou de la LVPT? No, că el merita oricum. El merita. La fel și el și cu Aki. Ei au meritat. De fiecare dată când am aplicat eu, adică că am aplicat la LSPD și la LVPD, ei au luat sigur, știi? Pentru că a fost mai bun ca noi, bă. Ca mine, știi? Indiferent dacă la mine a fost problema asta cu Q-drop-ul, știi? Din trei. Poate dacă aveam, poate nu știu, dacă prin acum poate nu zic că dacă nu dădeam Q-drop sau dacă nu ieșeam pe 3 din 3, acum le luam lider. Dar totuși ăștia au avut experiență, scanare 150 de zile numai de co-lider. Da, se simt. Leader, știi? Are co-leader bine? Trebuie co-leader, mă, prima oară, ca să vezi cum e viața, știi? Și ăștia au știut și mai ales că Scan avea helper 2, avea, bă, asta a fost singura soluție a lui Scan, să poată să ia leader, știi? Că după lua admin și nu mai avea șanse. Că de la admin nu, bine, se mai ia, dar în caz că nu are cine, știi? Că s-a mai dat leader. Just me au luat la mafia atunci. Dar în caz că nu era nimeni, atunci cine trebuie lua, știi? Dar dacă sunt alte oportunități, cum e Frankie, cum e Larsen, cum e Genetic, cum e ăștia, știi? Cum e Funny One ăla din... Da, Funny One. Ăla n-a vrut să plice. Că e inactiv și de-astea, nu cred că lua. Bine, tot Scan lua, știi? Indiferent cine aplica. Da, corect. Și tu câte pro-uri ai avut? Asta nu știu. Nu știu. Dar oricum cred că, nu știu, dacă chiar am fost propus o chestie de-astea. Și, na, hai să sar și eu cu parasuta și să termin și eu cu chestia asta. Și, na. Dacă am ajuns și noi pe aeroport, una alta. Da, ești fenomenal de bun. Nu știu, cred că eu mai stau puțin în LSPD și o să aplic
asta, la Hitman ori prin